Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umble toate poruncile Tale cele plăcute Ție să păzească, că de va face omul acesta viu, va fi prin crânsele. Scrie-o pe dânsa în cărțile Tale și împreună cu turma moștenirii Tale ca să se preasălească de dânsa numele Tău cel Sfânt al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și Duhul Tău celui de viață făcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește-o pe ea în lucrul mâinilor și cu tot neamul ei ca să se mărturisească Ție, închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt și să te laude pururea în toate zilele vieții sale. Că pe Tine te laudă toate puterile cerești și la Ta este slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și a sfârșit între oameni ca să surpe tirania Ta și pe oameni să izbăvească. Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit, soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschinzându-se și trupurile sfințindu-se, sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surupat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu numele lui Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a rânduit de lăvin și sabie de foc ce strugea, cu tremure deși te depărtează, că și te jur cu numele acelui, care a umblat ca pe usca pe vărurile mării și a certat viforul vânturilor, al cărui căutătură se acă adâncului și groază lui topește munții, ca același acum îți poruncește prin noi, teme-te și ieși și te depărtează de la zidirea aceasta și să nu te mai întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te du în locul tău, în iadul tău, până ziua cea mare gătită judecății. Teme-te de Dumnezeu cel ce șade pe hrăvin și caută spre adâncuri. De ce se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunile, de domniile, începătorile, stăpâniile, puterile, eruvimii și cu ochi mulți și serafimi câte șase arii, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la ce a însemnat în nouă stașa lui Hristos Dumnezeul nostru, că te jur cu numele aceluia care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi și duhuri pe slujile sale pară de foc. Ieși și te depărtează la zidirea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a prea să vii numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel Sfânt, cel înfricoșat și slăvit, cel ce este în toate lucrările și în tăria sa neajuns și nepătruns,
Cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii de rești prin noi, nevrednicii robii lui, și poruncește ție la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare să te depărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jură-te dar tot vigurile necurate și spurcate și urâte și duhurile străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce a zis Duhului celui mușii sud, ieși de la om de acum să nu mai intri în trânsul. Du-te, cunoaște-ți puterea ta cea deșartă, că nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu, a cărui poruncă pământul pe deasupra s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimile hotar și văilor măsură, de cel ce a pus nisipul hotar mării și apă mare cărare tare, de cel ce se atinge de munții ei și fumegă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel care a întins cerul ca un cort, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și te depărtează de la cel ce se gătește către sfânta luminare, jură-te cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu cinstitul lui trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi, să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te muncească în ghiena focului, dându-te în întuneric și mai din afară, unde este viermele care nu doarme și focul ce nu se stinge, că puterea este a lui Hristos Dumnezeul nostru împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeule Sabaoth, Dumnezeul lui Israel, Cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută spre roaba ta aceasta, Andreea Elena, cearcă, cercetează și depărtează de la dânsa toată lucrarea diavolului, cearcă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale și lucrând cu gramnica ta lucrare zdrobește de grab pe satana sub picioarele lui și îi dă biruința asupra ei și asupra duhurilor celor necurate, ca dobândim mila ta să învrencească de tainele tale cele nemuritoare și cerești și ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care ai făcut pe om după chipul și după asemănarea ta și ai dat lui putință de a dobândi viață de veci, după aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea ce ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului tău. Însuși primește în împărăția ta cea cerească și făptura aceasta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide ochii gândului să strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină ca să izbăvească pe ea de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de miez și de nălucirile rele. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duc care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duc care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duc care se ascunde și se încuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii idolești și toată lăcomia, Duhul minciunii și toată necurăția, care lucrează după învățătura diavolului, și o fă pe ea oaie cuvântătoare turmei celei sfinte ale Hristosului tău, mădular cinstit al bisericii tale, fiu și moștenitor al împărăției tale, că după poruncile tale viețuim și păzim pe cetea nestricată și ferim veșmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinților în împărăția ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unesc cu fiul tău, care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul bunuș de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lepezi de satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepezi de satana, de toate slujitorii lui. Te lepezi de satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepezi de satana. Te lepezi de satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepezi de satana. Te-ai lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Suflă și scuipă peste el. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi lui. Și cred lui. Ca unui împărat. Ca unui împărat și unui Dumnezeu. Unui Dumnezeu. Crezi lui. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mărinte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purgede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care vorbește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe roaba Ta aceasta. Andreea Elena, către luminarea Ta cea sfântă și menicește pe dânsa de acest dar mare al Sfântului Botez, dezbracă pe dânsa de cel vechi și o noiește pentru viața de veci și o umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos, ca să nu fie ea de acum fiul al Duhului, ci fiul al împărăției Tale. Cu bună vrerea, cu harul unui născut Fiul Tău, cu care binecuvântat ești împreună cu preasfântul bunuș de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acum puteți să intrați. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavii și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor rămân de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satul iubitoare Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să trimite iharul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe, pentru prin venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să s-arătă apa aceasta izbăvitoare a toată vânduiala vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, pentru ca vrenic să se facă de împărăția cea nestricăcioasă aceasta care se botează întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru aceasta care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea ei Domnului să ne rugăm. Pentru ca să o arate pe ea Fiica Luminii și moștenitoare a veșnicilor bunătăți, pentru ca să facă ea împreună sădită și părtași morții și învierii lui Hristos, pentru ca să păzească ei ia haina botezului și logodirea Duhului neîntinată, fără pricană în ziua cea înfricoșătoare lui Hristos Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se facă apa aceasta, baia nașterii de-a doua, spre iertarea păcatelor, spre îmbrăcăminte de năstricăciune, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, pentru ca să fim izbăviți, ia și noi de tone cazul mânia, primești ea și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Da, sunt și mie. Așa gândurile dintr-o neființă, într-o ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea. Tu din patru stihii ai așezat făptura și cu patru vreme în cununa curgerea anului.
De tine se cutremură toate puterile cerești, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție se pleacă stelele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile. Ție slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un cort, tu ai întărit pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu spre răsuflare revărsat aerul, puterile îngeresc, ție slujesc și cetele arhanghelul, ție se închină, heruvinii cei cu omuri și serafinii cei cu câte șase aripi împrejur stând și zburând, de frica slavei tale cele necuprinse se acoperă. Că tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt, fără de început ai venit pe pământ și chipul nostru bun, într-un asemânarea omenească făcându-te, că nu ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavol și ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul tău, vestim mila ta, nu dă-i nu-i înfacerea divină. Toată firea omenească ai izbăvit-o pântecele fecioare, ai simțit cunoașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine, cel ce te-ai arătat că tu, Dumnezeul nostru, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit. Tu, trimițând din cer Duhul tău cel Sfânt, ai simțit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care sunt cuibasele acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău, Duh, și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău, Duh, și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vino acum cu pogorârea Sfântului tău, Duh, și sfințește și apa aceasta. Și dă ei harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fă-o izvor de nestricăciune, har de sfințire, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavol, la diavol pieire și puterile cele potrivnice neatinsă, plină de puterea îngerească, să fugă de la ea chismașul zivirii tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat și slăbit întripășător pentru cei potrivnici, să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se depărteze de... Rugăm-ne ție, Doamne, să se pogoare la aceasta care se botează Duhul viclean care aduce întunecarea gândurilor și tulburarea cugetului. Că Tu, Stăpâne, a toate aștere, înnoirea Duhului, arde în fire, îmbrăcămii, arde sfiteșugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai răpătat și învierii tale, păzind darul Sfântului Duh și sporind așezământul Harului să ia plata chemării celei de sus, să se numere cu cei întâi născuți în scris și în cer, într-un tine, Dumnezeu, Domnul nostru, Iisus Hristos, că ție se cuvine slavă, putere, cinste și închinăciune, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea Sfântul bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și vecii vecilor, pace tuturor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, în care celor ce erau cu noi incurabili ai trimis porumbelul având în gură ramură de măslin, semnul împăcării și al mântuirii din potop, și ai închipuit prin acesta taina harului și ai dat rodul măslinului spre plinirea sfintelor tale taine, ca prin ea să se umplu de Duhul Sfânt pe cei ce erau în lege, iar pe cei ce sunt în har să-i faci săvârșiți, însuți și acest îndelem îl binecuvintează cu lucrarea, cu pogorârea Sfântului Duh, ca să se facă acesta ungere de nestricăciune, armă de dreptăți, înnoirea sufletului și trupului, izgonirea toată lucrarea diavolească spre înlăturarea tuturor răutăților, pentru cei care se umplu cu credință, care se vor și vor sta din el spre slava ta și au renunțat Fiul tău, prea Sfântul bun și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Să luăm aminte, aliluia, aliluia, aliluia. Binecuvântat este Dumnezeu cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa, dați lumânarea. Acum puteți să... Pentru el, dacă este, vă duceți la 4 grăzi de apă fierbinte.
Gălăgiua să pună când am băgat în apă, după ce am băgat în apă, până ea face bine, să mă ia ciudurile și asta, a adormit venița. Așa e pe unii ăia de aia. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa, ești norocoasă, să știi. Da, băgai mâine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Dă mie haină luminoasă și ajută-mi la știința ca și cu haină mânilosive, Hristoase Dumnezeul nostru, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește, să nu omrătați momentan. Da, da, da. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, a tot ținitorului izvorul bunătăților soarele păsății, celor ce erau întuneric, le-ai străduci lumina înotuirii din arătarea unui născut Fiul Tău, Dumnezeul nostru, și ne-ai dăluit nouă nevrednicilor fericită apărăție din Sfântul Botez și dumnezeiască sfințire prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoită a naște din nou pe roaba ta aceasta nouluminată prin apă și prin Duh, și ai dăluit iertarea păcatelor celor de voie și a celor fără de voie. Însuși, Stăpâne, prea îndurat, împărate al tuturor, dăruiește-i și pe cetea darului Sfântului Duh pentru tot puternicul și închinatului Tău Duh și vindicarea cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge al Hristosului Tău. Păzește-o pe dânsa în sfințenia Ta, întărește-o în credința ortodoxă, izbăvește-o de cel rău de toate uneltirile Lui. Și păzește sufletul ei în frica Ta cea mântuitoare, în curățire și în dreptate, ca Duhul și Cuvântul binepătrânție să fie fiu moștenitor în cerești Tale împărății. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiește și mântuiește și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Amin.
face ție, cititorule. Înțelepciune de-ți ascultă în Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist și Apostol Matei, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus. Și văzându-l s-au închinat lui, ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Domnului să ne rugăm. Cel ce ai dăruit roabei tale izbăvire de păcate din Sfântul Botez și ai dat înnoirea vieții însuși, Stăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească pururea lumina vieții tale în inima ei, apără pavăza credinței nebântuită de vrăjmași, păzește întrânsa nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstând întrânsa cu harul tău nestricată pe cetea cea duhovnicească, să fii milostiv acesteia și nouă după mulțimea îndurărilor tale, că s-a binecuvântat și s-a prea slăvit prea cinstitul de mare cuvință numele tău, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați, cel ce a doua oară ai născut pe roaba ta aceasta, mă luminată prin apă și prin Duh, și ai dăruit iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie. Pun peste dânsa mâna cea puternică și păzește pe ea cu puterea bunătății tale, ferește iar vuna nefurată și odăincește pe dânsa de viața de veci și de cele bineplăcute ție, că tu ești simțirea noastră și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi și ție slavă, înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, prea Sfântul Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum am plemat la fel ca să... Îndreptat, tu te-ai luminat, tu te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Botezat, tu te-ai luminat, tu te-ai miluit, tu te-ai sfințit, tu te-ai spălat, tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe Domnul Dumnezeu din suflet, cuge și trup bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletul și cu un cap făcut peste cele măturare, ai așezat în el mai multe simții, care nu se împiedică una pe alta și ai acoperit capul cu peri ca să nu se văd teme de schimbările vremii și toate mădularele spre trebuințele ai săbii ca toate pentru toate să căutească ție prea bunule și meștele sus stăpâne, ceea ce prin vasul tău cel de ales fac un părupat de neapărut și nouă ca toate să le faceți pe slava ta. Pe roba ta aceasta, Andreea, ca Andreea Elena, care ce pe ajunge pe un capul să o binecuvintează împreună cu nașii și le dă lor să gândească toate lucrurile cea ta să facă cele bine cu puteție, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea Ta în Sfântului Botez, cu bunătatea Ta ai sfințit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează pe prunca aceasta să se cumpăre peste capul ei binecuvântarea Ta și precum ai binecuvântat din pruncul Samuel pe împăratul David, binecuvintează și capul roabei tale, Andreea Elena, însoțind-o pe ea cu Duhul tot cel Sfânt, ca spunem cu creșterea și bunătățile bătrânețului să înalțe slavă, să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zile vieții sale, că ție se cuvine toată slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se tunde roba lui Dumnezeu în numele Tatălui. Aceasta nouă botezată roaba lui Dumnezeu, Andreea Elena, pentru sănătatea și mântuirea ei. Încă ne rugăm și pentru robii lui Dumnezeu care a primit pruncul acesta. Ionuț Alin și Elena Delina, care a primit pe prunca aceasta pentru sănătatea și mântuirea lor. Milostivi, viitor de oameni, Dumnezeu, vie și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în veșnia noastră, slavă ție! Ca un bun și de oameni iubitori, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Aveți grijă de Finuță, zi dar cuvențe bune, și tătăiță, ia mâna de acolo. Da, și mie cu un pic, poate bine mingea la cap. La Irina Valia, cred că te împărtășești tu. Ia, dă-mi o jumăia bă la dar, că nu trebuie nimic altă. Dă-mi o dar, jumăia bă. Ia atent că pe tine te botezi în mijliacul de la funcționă. Vei de mărit. La să ne împărtăși. Aveți cotetul cu certificat de botez sau nu? Nu aveți cotetul. Ia să ne știu, facem închinarea la icoane.
Down. Baby, 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 baby
Thank you.
Wow.
Nu ne-ai permis și eu nu.
Thank you.
Și cu măsură să trăiești, iar când uneori greșești,
întâmplătoare. Ce faceți, măi, suratelor? Ați plecat drum de seară și pe mine, tocmai pe mine m-ați uitat, cred că pentru a mea oară. Surioară, n-am uitat și mai simplu, nu te-am luat. Ce? Nu m-ați luat? Nu te-am luat. Măi, fetelor, eu cred că auzul mă înșală. M-ați luat sau nu m-ați luat? Nu te-am luat și nu te-am luat. E bine și pentru că nu m-au luat. Ia spune-te, tati, vrei să vezi ce am să le fac? Păi nu poți ieși tu? Voi, surate fermecate, vă vrăjesc pe loc să adormiți. Pruncului să nu ursiți. Ați văzut ce-au pățit dacă de mine s-au ferit? De te vei feri și... Hai să te-mi fac. O să-i spui numai oac-oac-oac, pruncule. Ia spune-mi și tu mie oac. Oac-oac-oac? Bravo, pruncule! Aplauze pentru pruncul nostru! Ei, și dacă stau să mă gândesc, peste tot unde privesc, lume bună, adunată, iar eu, ce să vezi, dragă, n-am fost invitată. Cea mai bine îmbrăcată, parfumată și stilată. E bine, dar nu-i nimic, eu la voi tot am venit. Câteva cuvinte pruncului, Sisi, sunt cea mai rea vrăjitoare și am să le transform pe toate din bine răuvoitoare. Ei, și ca de la rău la rău, oare unde s-o ascunde pruncul meu? Ia spune-mi tu mie, vrei să fii pruncul meu? Hai în bază cu mine! Aplauze pentru pruncul nostru! Lăpticul nu ți-a plăcut? Nu prea. Nici verica? Nu. Pruncule, ia spune-mi tu mie, puțină răutate vrei? Da. Puțină invidie vrei? Nu. Ai destulă sau de ce? Am destulă. Aia ziceam și eu. Dar fie vorba între noi, femei vrei, pruncule? Nu, cam deja. Vino mai, pruncule, păi atunci am să mingem și ursita. Și ți ursesc cam pe la... Cum să vreau eu ție? Ia păi tu o piruietă. Într-un picior poți să stai? Ia, pleacă-te și în față. Pune piciorul jos sau pleacă-te în față. Pune piciorul jos. Pruncule, piciorul jos. Așa, și pleacă-te în față. Ia spune-mi tu mie, pe la spate ai mai fost doar până acum? Și nu vrei? Nu. E sigur? Da. Bine, măi, pruncule. Nu te prea cred, dar o să zicem. Știi cum face turturica? Zi, pruncule, hai, zi! Până acum a vorbit și când îți dau microfon te ferești, hai! Cu fata vorbeai, nu? Ia spune, știi cum face turturica? Ho, ho, ho! Deci nu știi, nu? Păsărica știi cum face? Ho, ho, ho! N-ai prea simțit-o pe limba ta, așa-i? Lasă-mă, sunt depășit! Bine, pruncule, nu sunt restul depășit! Păi atunci, cam pe la 101 ani, păpuța să-ți trăiască. Dar știi ce, pruncule? La cap să te cicălească, că ești tare rău. Nevasta să-ți fie frumoasă, tichisită, în lume ieșită. Cine de la terase, buzunarul gol să-ți lase, pruncule. Să-i cumperi rujul, parfumuri, chiar și papuci, până ai să faci clăbuci. Iar acum am să-ți îndeplinesc o dorință. Care ar fi aceea? Uite, trăiesc până la 101 ani. Să trăiești până la 101 ani. Bine, măi, pruncule, ce doriți să vină. Dar ca să te deplinească, trebuie mai întâi să te întorci cu spatele la mine. De ce nu trebuie să nu te iau pe la spate, hai, potolește-te. Să-ți pui mâinile la ceapă. Întorci-te cu spatele. Și cel mai important, să ții ochii închiși, da? Ții de ochii închiși, ce îi bâlbâi așa. Opa, sopa, pelilo. E bine, pruncule, e bine? Simți cum trăiești? Opa, sopa, penelopa. Uite aici, fugi!
surpriza ursitoarelor pentru... pentru părinți! Aplauze pentru părinți! Cea mai mare fericire e să ai copil pe lume. Nimic nu mai înseamnă când copilul îți spune mamă. Dragul mami, drag copil, tu mi-aduci doar bucurii. Aș vrea să mai am o viață, să te țină mama în brațe. Tu mi-aduci doar fericire, clipe dulci de bucurie. Suflet din sufletul meu, te-am în inimă mereu. Aplauze pentru mămică! Și tot din partea ursitoarelor, avem și cântecelul pentru tătic. Aplauze pentru tătic! Ia, măi, când te rog, să bate oamenii ia. Da, tăticul meu, tăticul meu, n-am să te las la greu, tăticul. Timpul meu, că și tu m-ai crescut, tăticul meu, și nu am cum să uit, tăticul meu, ești alinarea mea, tăticul meu, toată dragostea mea, tăticul meu, că nu ești lângă mine, tatăl meu, tu știi că nu mi-e bine, tatăl meu, aș da orice din lume, tatăl meu, să te văd doar la bine, tatăl meu, dar fetița mea. Draga noastră, noi am venit, ursita, căci așa ne-i venirea. Te-o vechea și te-o păzi, bucuroase noi vom fi. Dacă tot ce ți-am ursit, tu ai dus la bun sfârșit. Iar acum am dorit tare, tare aplauze pentru părinți, pentru nași, pentru moși, pentru toată lumea prezentă. Dar nu în ultimul rând, pentru micuța botezată. Ah!
Să ridice mâna.